Este o zi istorică pentru muzeul Astra. Pot să spun că este o zi istorică pentru România. Din acest moment lansăm proiectul de restaurare și revitalizare a monumentului din spatele meu, Casa Artelor, care va deveni centrul de activități și resurse regionale. Un muzeu în care trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc, se face acel transfer de cunoștințe între generații, un muzeu în care efectiv pătrunzi în ceea ce înseamnă activitatea de această dată a meșteșugarilor din satul românesc. Meșteșugurile, tradițiile, clădirile de patrimoniu sunt garanțiile transmiterii și păstrării identității noastre culturale. Felicit echipa de management a muzeului, care a avut viziunea și inițiativa acestui important proiect de restaurare și transformare a monumentului istoric, dar și că a identificat sursele de finanțare necesare. Am pornit la un drum foarte frumos, zic eu, un proiect în acest moment unic în România. Suntem onorați să facem, să luăm parte la el și să ne aducem contribuția. We'll follow closely the project that is being launched today and the achievement of its expected results. I wish the Astra Museum and your project partners success in your present and future work. Mulțumesc. We are happy to be partnered with you in the EEA project, now launched also the third period of it. We have an important role to play in society as museums, quite large museum organizations, in order to bring for the future generations our knowledge, our history, and develop this, how we present it and how we take care of it. Vă mulțumesc mult și urmăriți-ne pentru că aveți de ce. Mulțumesc!